Zic că fiecare să-și caute de cariera lor și de familia lor. Până la urmă am plecat, nu din cauza regimului, am plecat pentru că erau deja mai multe neînțelegeri și pentru mine psihologic deja era destul de greu. Deci mâinile erau pur și simplu încă puțin și era să rămân fără degete. Erau pur și simplu așa stăteau, nu se mișcau deloc. Ce îmi dă impresia de un om foarte calm, așa, foarte... El are timp, el... Are el, da? Dracii lui. Are, da? Puneți și comentarii răutăcioase, mai intru și în ceartă cu unii. Ah, da. Salutare! Ați observat și voi că am ieșit un pic din zona de confort, mă refer acum la ultimele două ediții pe care le-am avut cu doi jurnaliști. Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru toate like-urile, distribuirile și, desigur, mesajele voastre. Vreau să vă zic că le citesc pe toate și vă mulțumesc pentru fiecare în parte. Iar asta o zic pentru că, încă o dată, mă convin că cei care ne privesc pe noi, ascultă interviurile noastre, sunt oameni cu bun simț, adecvați, oameni inteligenți, nu doar pe hârtie, dar și la propriu. Vă mulțumesc încă o dată! În pline sărbători pascale am invitat la o discuție ca între fete pe Cornelia Ștefănescu. Și vă spun un secret. Chiar dacă pare să fie deschisă, mereu gata spre provocări, întotdeauna a știut să-și țină viața personală în privat. Atunci când am sunat-o pe Cornelia să facem acest interviu, știind că este și ea fată de oraș ca și mine, mă gândeam oare unde îmi va da întâlnire Cornelia? Și cum credeți unde? Acolo unde am intuit și eu, cred și voi. La un salon de frumusețe, evident! Salutare, draga mea! Salut! Salutare! Măcar așa ne vedem, așa nu? Așa ne vedem, exact! Salut! Uite, vreau să spun din start că am intuit unde o să-mi dai tu invitații. Unde, dacă nu, în salonul de frumusețe, așa am făcut și intro-ul și cred că cei care ne privesc, siguranță îmi vor da dreptate. Fiindcă eu, fiind prietene pe Facebook, te văd practic zilnic, aranjată cu o fată și mă gândesc, ei, cum femeia asta, când le reușești pe toate, dar ea se trezește așa sau cum? Sau tu te trezești la șase, vii la salon și după care îți faci programul de zi. Îi spune așa cum este. Nu, atunci când am filmări importante și uite ca și astăzi, interviuri de suflet, totdeauna încerc să arăt bine, să am o aranjare frumoasă. Eu pot să mă machiez și singură, dar nu mi-e așa cum fac fetele de aici și mai ales de coafură nici nu mai vorbesc pentru că chiar nu-mi reușește. Azi, dar uite, Vica și buclată. Elmira sunt cele care le-am descoperit nu foarte, foarte de mult, dar sunt foarte mulțumită de ceea ce face și am zis să le cunoști și tu, pentru că sunt foarte bravo și bine ați venit! Acum vă spun eu din nou numele gazdei. E bine, e frumos, vai ce priviște frumoasă, drept în parc, uite ce frumos. Vara o să fie extraordinar. Iurie, tu când îți filmezi priviliștea, loc foarte bun ați găsit, fetele. E perfect, da, aici n-ai cum să vii aici, așa știi, încă și o meditație poți să faci. Da, atâta exact. Timp cât îți faci bucurie. Bei o cafea și savurezi. Dar când să mai savurăm, dacă... Da, hai. Eu eram cătare în pantofi, dar am hotărât să mă încalț în pantofi acolo. Am înțeles. Dar eu tot am venit în Adidas, eu dacă știam că ești aici, nu le descălțam. Acum recunoaște, tu astăzi te-ai făcut frumoasă pentru mine? Da. Cu toată sinceritatea, da, și pentru toți cei care o să privească acest interviu. Da, deci e și normal că, în special pentru spectatorii care ne privesc. Ai văzut ultima tendință, da, între vedetele din Occident, da, ele promovează acum mai mult stilul ăsta de viață, natural, da? Mm-hmm. Deci să fie cât mai firește, cât mai puțin machiaj, fără photoshopare, fără nimic, ce părere tu ai? Noi suntem pregătiți, iată, publicul nostru de aici. Poate acolo deja da, că la ei, mă rog, de mult s-au la noi tot ajunge mai târziu. Exact. Iată, tu cum crezi? Noi suntem pregătiți pentru asta sau totuși încă avem rezerve la capitolul ăsta și nu avem curajul ăsta, știi, să lăsăm toate și să apărem așa cum este, care faci?
Vreau să-ți spun de fapt că am observat ultimul timp chiar și la noi în țară, se merge deja și se optează pentru tendința de bucle mai legere, mai naturale, fără cofuri foarte sofisticate, la cei ce ține de machiaj exact aceeași și pur și simplu știi careva trucuri, cum să-ți evidențiezi trăsăturile feței și să le ascunzi pe cele care poate cumva nu-ți plac. Pentru cei ce ține de naturalețe, eu cred că fiecare trebuie să facă așa cum simte și dacă o să vină ziua aceea când o să simțim cu toții că am lăsat totul jos, fără machiaj, fără păr vopsit, fără atunci, dacă să optăm pentru naturalețe, atunci nici părul nu trebuie să vopsim, nici unghiile nu trebuie să le facem și atunci când ne mai nici simțim... Nici prin cine să ne pensăm, exact, când ne mai simțim femei, când mai găsim acel timp și câteva ore pentru răsfăț. Pentru că, până la urmă, eu cred că fiecare femeie, mai ales atunci când deja are și o familie, când are foarte, foarte multe griji, eu cred că are nevoie de aceea o oră, două pentru asta. La sfat cu fetele și între timp să-și facă și careva chestii care să se simtă mai frumoasă. Mai. Exact cum ai spus tu. Deci, oricum o femeie trebuie să fie îngrijită. Da? Nu lăsăm chiar așa exact, nu suntem din epoca de piatră, știi, și nu trăim undeva în păduri. Da? Și dintotdeauna eu mi-amintesc prima mea călătorie în Europa. Eram încă studentă și ceea ce am văzut eu și ce mi-a rămas în minte, că femeile noastre sunt mi s-au părut mai frumoase. În ce sens mai frumoase? Atunci eram, poate prea tânăr, aveam vreo 19 ani, dar acum îmi dau seama ce pe mine m-a marcat. Faptul că, uite, acolo, peste hotare, nu pun accent pe haine, ai impresia s-a sculat, așa s-a pornit, deci niciun fel de, nu știu, trucuri de astea de îngrijire. Și știind cum femeile noastre au grijă să iasă din casă întotdeauna aranjate, nu neapărat cu multe farduri și cu nu știu ce, am zis, nu, dar femeile noastre sunt mai frumoase. Acum dau seama, nu e vorba de frumusețe, e vorba de faptul că, totuși, uite, partea asta estică, da, a Europei, da, da, în partea asta, fosta Uniunii Sovietică, poate din motivul că nu prea a avut acces la toate... S-a scăpat! Da, la toate serviciile. Întotdeauna femeile căutau din puținul pe care l-au să arate întotdeauna așa impecabil. Și au reușit întotdeauna, să arate bine și îngrijit. Așa că mie mi se pare că totul trebuie să fie măsură. Nici chiar naturale, așa, știi cum? Păi spun, dacă mergi spre natural, nici părul nu trebuie să-l vopsim. Exact, eu îți dau dreptate. Deci totul trebuie să fii cu măsură. Dar eu acolo, facem așa cum zici, da, când mi merge la interviu acolo, la showroom-ul partenerului nostru, las că-ți fac eu ție, tu vii în pantof, dar eu mi-calzi. Dar eu o să-l port în geadă, dacă ceva, hop. Nani, lemn natural în fiecare detaliu. Uite, Cornelia, te-am adus la showroom-ul partenerului nostru, Nani. Da. Ai mai fost pe aici? N-am fost niciodată. Sunt în premieră. Hai să-ți arăt. O să-ți placă. E foarte frumos. E elegant. Poate mai ai nevoie de vreo ușă, știi cum? Deocamdată nu. De parchet. Vai. Da? Da. Luminos. Da. Spațios. Da. Da. Alege, tu da? Câte... Toate sunt ale tale. Siguranță acum din Paști trebuie să aibă și vreo promoție, sunt sigură. Hai să vedem. Ah, dar uite ce masă. Parcă e cu rochia mea. Apropo, da, vreau să-ți povestesc istoria mea ce este. Da. Se face tot la fabrica, la fabrica Nani. Fabrica lor e după oraș. Și făcusem interviu cu băieții de la Zebra Show. Cu doamna Valentina și cu Valera, da? Da, înțeles, da, da, cu ăștia doi băieți. Perechea. Da? Perechea. Da, cu Dima și cu Pașa. Și i-am pus acolo la treabă, știi? Acolo la fabrică, acolo lumea lucrează, face tot felul. Da, și era măsuță. Tu nu o să-ți vină să crezi. Deci noi trebuia masa asta să o dăm cu... Să o poliim. Cu un fel de lac, știi, de ăsta, care să-i dea luciu sau nu știu cum. Și trebuia, erau două mese. Unul trebuia să o fac și altul, deci i-am pus la un fel de concurs. Cât am râs, seama mesă este, deci nu vreau să spun că au fost acolo mai multe momente. Tu-ți privești, ai privit apropo emisiunea asta? Asta cu ei nu. Am privit alte interviuri, dar... Ai privit? Da, privit. Asta apropo era o întrebare a mea, dacă ai privit emisiunea. Am privit, da. În sfârșit, iată ce înseamnă colegi de breasă. Ei totuși se informează mai mult și îmi privesc emisiunile comparativ cu jurnaliștii noștri care n-au timp să privească emisiunile. Am privit și vreau să te felicit și nu lua în cap toate comentariile rele. Eu am spus anterior, o să o vezi deja când o să ascult ce am vorbit despre tine, am spus că dacă se vorbește.
urmărește și dacă comentează, fie de bine sau de rău, înseamnă că faci ceva și faci frumos. Asta am auzit. Numai că vezi că pe mine oricum asta, din păcate, așa e caracterul meu, pe mine oricum asta mă emoționează. Înțeleg perfect, dar gura satului nu astupă nimeni, așa că mergi și faci înainte ceea ce faci, că faci bine și frumos. Da. Și de ce? Dar știi că eu oricum am gândit că mai bine fac eu cu colegii mei de breaslă, cu artiștii, fiindcă, uite, așa mă simt mai bine și m-am uitat că cei care apreciază aceste emisiuni, da, în special cu artiștii, cu colegii, da, se vede că, da, rezonez cu ei mai mult, e un public așa mai cu bun simț și mult mai, mai empatic, într-un fel, știi? Mai luminos și mai pozitiv, fără răutăți, frustrări și invidii. Am înțeles eu că aveți ceva acolo, da? Nu, noi avem de toate. Nu! Anume că mie îmi pare, obraznici nu suntem. Nu. Atâta, cât suntem curioși. Ei, curioși? Și dacă vrei răspuns, dacă nu, la urma urmei, asta ține de... Noi ținem de prieteni și chestii, dar parcă nu mă strădă și obraznic. Eu sunt curioasă, fiindcă vreau și eu înțeleg cam ce ar fi vrut și ei să știi, dar până la... Știi care e faza? Probabil de asta și colegii mei, ca și fetele, mă acceptă, din cauza că ele știu când eu singură sunt oala asta și ele știu până unde eu pot intra și până unde se poate și până unde ele vor să spună. Că uneori tu vrei să spui anume la tău ca să ajungă și ela, nu te duci să spui la un jurnalist care firma să interpreteze, nu știu cum. Cum să vi convină. Exact, înțelegi? Și tu vrei uneori niște lucruri, poate care nu le-ai spus nicăieri, dar vrei să le spui anume aici, fiindcă tu știi că ea tot știe despre asta, știi? Și iată, o să fie altfel înțeleasă, perceput. Că, știi, cum poate să zbească. Da. Cum de obicei și se întâmplă. Da. E cum ești la tema asta, să vorbim. Cum de obicei și se întâmplă. Relația ta cu priesa, tare bine ar fi. Cornelia, fă-te bine. Da, ceaiul este, deci ne aflăm deja aici, pe canapelele showroom-ului Nani, partenerului nostru. Haideți încă o dată să-ți amintesc ce fac ei, de fapt. Da. Ei sunt producători autohtoni de parchet, din lemn natural și uși, evident, tot din lemn natural. Deci, încă o dată îți menționez că sunt producători autohtoni. Asta mie îmi place foarte mult. Să susținem pe a noștri. Exact, îi susținem, dar îmi place cum gândesc designul și îmi place că lucrează pe diverse, cum să zic, tendințe, da? Au tendințe și mai moderne, și mai clasice, da. Și mai... Pe fiecare Și pe culori, ceea ce acum este foarte actual. Așa e? Și parchetul. Masa e... Mă da jos! Ei, masa e fenomenală. Eu au spus că e bună pentru toate. Da. Nu doar pentru ceai. Dacă tot ne amintim de băieții. De la Zebra, salutare pe calea asta. Dima, Dumitru, tu mi-ai promis rață mută de la tata socru. Mi-ai spus că până de Paște mi-o aduci. Uite, eu rămas o săptămână. Dacă nu masa e pregătită, unii rață. Tu ce de bine că eu am posibilitate. Da, eu spus că asta e camera mea. Și de bine că eu am posibilitate, prin intermediul emisiunii, să mai amintesc. Dima, încă o dată, mă uiteam la camera mea. Deci, tu mi-ai promis rață mută de la tata tău socru. Până de Paște. Și au rămas cât? Ia ca-i Paștele. Puțin. Te rog, eu țin minte toate promisiunile. Așa. Bun, că așa ne-am distrat. Tu simte-te bine, comod, chiar vreau să te simți relaxată. Să vorbim așa cum și-am vorbit. Eu, de fapt, în intro așa și-am zis că vreau să avem o discuție ca între fete, da? Chiar dacă diferența între noi este, dar tu știi ce înseamnă să trăiești cu cineva, cu o diferență mai mare, așa? Adică deja știi care sunt ideile și gusturile noastre și cum gândim într-un fel, da? Prima noastră rubrică este una tradițională deja, deci dacă tu ai privit mai multe emisiuni, cred că știi despre ce vorbesc acum. Rubrica se numește Eu știu cine sunt, adică o autoprezentare. Sunt o fată crescută și educată într-o familie frumoasă, singurul copil la părinți, cum a spus tata meu, una și bună. Fac muzică de când mă țin minte, am avut norocul să copilăresc la țară, la bunicii mei, acum nu mai sunt deja, a rămas doar bunicul matern în viață. Am fost năzbătioasă, un copil cu foarte multă energie dintotdeauna, am îndrăgit muzica și deja de mai bine de 20 de ani nu-mi imaginez viața mea fără muzică. Am o familie frumoasă, am o fetiță care probabil la fel o să meargă pe urmele părinților și nu știu ce să mai zic. Îmi place foarte mult să fiu înconjurată de oameni și să dăruiesc din ceea ce știu eu și ce pot să fac mai bine, să cânt, să zâmbesc și să fiu naturală, firească, așa cum mă vezi și tu acum. Da. Mulțumesc. Cât? 55 secunde.
Fix. Mai ai 5 secunde, dacă mai reușești ceva să spui, dar eu cred că e foarte dificil, apropo, această rubrică pentru mulți invitați ai mei. Tu, știind deja că este rubrica asta, probabil cumva te-ai pregătit. Nu m-am pregătit. Nu te-ai pregătit. Nu, eu am vedere că e moral pregătită, pentru întrebarea asta, fiindcă de obicei chiar e dificil să răspunzi la oastră. Să vorbești despre tine. Da. M-am descurcat, cred. Te-ai descurcat. Bravo. Și... începe a te discoas. Hai! Dacă tot mulți cred că stai, eu chem lumea ca să discoas. Un pic de ceai ca să mă pregătesc. Da, te așteaptă un interviu foarte și foarte provocator. Bună, dar ră? Sau ră, dar bună? Ră, dar bună, da. E vorba și... Fata moșneagului. Fata moșneagului e bună și fata babei. Rea, dar bună. Rea, dar bună, exact. Da. Uite, prima întrebare așa, ți-o spun direct. Deci, cum? Și cu ce l-ai cucerit pe Marcel? Hai, eu nu pot să zic acum. Păi tu îți dai seama că întrebarea asta mult și-o pun. Iată cum. Cred că o să vină el la tine în emisiune. Eu oricum o să-l întreb, da? Neapărat îl voi întreba. Nu știu să-ți răspund la această întrebare. Pot să zic că mai întâi de toate a fost cumva așa o chimie din punct de vedere muzicală, pentru că am început să facem piese împreună. Așa cumva s-a transformat totul în mai mult decât o colaborare muzicală și uite că de mai bine de 10, de grabă o să fie 11 ani de când suntem împreună și încercăm să facem în continuare lucruri frumoase și pe plan muzical și nu doar. Nu știu cu ce l-am cucerit, dar acum îmi vine foarte greu. Uite, la această întrebare îmi vine tare greu să-ți răspund. Serios, dar la asta ți-este greu să răspund. Este foarte greu. Eu întotdeauna mă gândeam, probabil pentru tine asta a fost prima dragoste, așa? Cu siguranță o dragoste conștientă, bine matură, nu pot să zic la 19 ani, 19 ani aveam, dar părinții mei spuneau că ești prea tânără, mai trăiește tinerețea și am zis, nu, eu cu el vreau să mă mărit, ori acum, ori peste un an, tot cu el. Asta e, lucrurile frumoase. Și Marcel, câți apar atunci când 36, 36. Diferența între voi e de... 36 urma să împlinească 37. Deci 17 ani, cam așa e diferența. 17 ani. 17 ani. Ah, e bună diferența. E bună. Și, dar tu știi că întotdeauna mi-am pus întrebarea asta. De ce sunt femei care își aleg bărbați cu o diferență mai mare de vârstă? Fiindcă eu am auzit mai multe interpretări. Cum că în viitorul soț, deci ei îl văd pe tatăl său, da? Și el erau foarte atașate de tatăl lor, știi? Și iată, ele, într-un fel, trec de la un tătic la altul. Altă interpretare era de alt gen, că uite, prin, având un bărbat matur și ele se vor simți mature, deci le place că ei gândesc altfel, că ei sunt mai înțelepți, într-un fel, știi? Mai ocrotitori, mai deja... puși pe picioare, mai aranjați. Iată cazul tău, care a fost? Ce pe tine te-a cucerit? Sau tu atunci, la un moment, chiar nu te-ai gândit că e mai mare, că e mai mic. Uite, mi-a plăcut și atât. Eu, de fapt, sunt o persoană care îmi ascult inima și mai puțin ascult ceea ce zic cei din jur și chiar și în atunci când toți spuneau că diferența de vârstă, da. Eu mi-am ascultat inima și am simțit că el este bărbatul alături de care o să fiu, în primul rând, protejată, alături de care mă simt eu bine și alături de care o să facem lucruri frumoase împreună, mai ales că pe noi mai întâi de toate ne-a unit muzica și cred că așa a fost să fie, să ne unească muzica și să facem până acum piese frumoase, concerte frumoase. Niciodată nu am... Da, nu pot să zic că nu atrag atenția sau nu mă tor unele comentarii sau vorbe spuse, dar de felul meu sunt o persoană care fac împotriva... Deci dacă merge vântul așa, eu fac invers. Nu le fac în ciudă, pur și simplu nu-mi place să merg după careva stereotipuri. Deci cumva ascult intuiția și ceea ce îmi zice sufletul meu, asta încerc să fac. Deci, de fapt, tu într-un interviu chiar ai declarat că tu ești destul de categorică, iată, atunci când este vorba despre firea ta, da? Deci, adică când te superi, îți trece greu și greu treci peste asta, da? Și spune-mi, te rog, iată, cum crezi? Asta, de fapt, e bine pentru tine sau totuși asta nu e chiar bine? Te afectează cumva? Și bine și nu, pentru că atunci când...
Sunt alături de cineva, mă refer aici la oricare gen de relație, mă dedic trup și suflet. Deci cumva sunt omniprezent atunci când o să aibă nevoie, o problemă sau o bucurie sau și eu când am ceva. Îmi deschid sufletul și exact asta aștept să primesc înapoi. Și dacă nu primesc asta înapoi, nu că mă supăr, dar cumva pierd acea încredere și pierd, nici nu că e vorba de interes, dar pierd atracția asta de a mai vorbi cu această persoană sau mai ales dacă aud în față, îmi spune că este bine și frumos și pe la spate aud vorbe urâte, atunci când eu mi-am deschis sufletul și eram mai aproape decât mama sau, deci am avut și așa relații, am avut din păcate așa experiențe și atunci pur și simplu am zis că nu, eu nu o să pierd încrederea în oameni, doar că o să fiu mai atentă și chiar să știi că probabil așa a trebuit să fie, să trec prin anumite relații mai puțin plăcute pentru mine, ca să mă apropii și mai mult de mama mea și de tatăl meu. Deci eu, de fapt, de părinții mei m-am apropiat foarte, foarte mult atunci când am devenit și eu mamă. Și când Alexandra plângea, o durea burta, dinții, tot, și eu plângeam, o sunam pe mămica și plângea Alexandra, plângeam și eu la telefon și zic, mama, eu nu știu ce să fac, mamă. Și mama spune, acum trebuie în primul rând să te liniștești. Totul depinde de starea emoțională, ta emoțională. Simte, da, și atunci când am înțeles prin câte greutăți au trecut, și mai ales că a fost și o perioadă destul de complicată și din punct de vedere financiar la părinții mei. Deci au trecut prin foarte, foarte multe ca și la acele concursuri să merg și acele ore de canto să le fac cu regretatul Anatol Roșcovan. Da. Și au investit foarte, foarte mult și eu pe locuri chiar m-am comportat obraznic, pot să zic, și ei știu despre ce este vorba, dar niciodată nu este târziu să le spui iertați-mă pentru tot ce am făcut și chiar în acele clipe de nu știam, neputință, deci eram neputincioasă în fața Alexandrei. I-am zis, Doamne, mama, tată, vă rog, fac ce vreau, doar uitați tot ce v-am făcut în toate. Eu știu mai bine, cum toți de obicei, că ai și tu, adolescente, știi cum e, tot știu mai bine, sunt mai deștepți ca părinții. Adolescente, la mine a început mai devreme toată treaba asta. Chiar vreau să zic că Lori îmi făcea de mică. Mi-arăta. Eu mă gândeam, Doamne, dar ce o să fac eu la vârsta adolescenței cu ea? Dar eu se vede că m-am obișnuit. Așa că am trecut-o destul de lați așa după mine, știi? La mine acum Alexandra, așa. Da. Noi da. Câteodată ne uităm așa cu Marcel unul altul și facem, Doamne, cine așteaptă pe la 13-14 ani? Tot ne întoarcem la întrebarea mea. Uite, dacă ți-a părut rău vreodată că ai fost categoric, iată, că ai pierdut pe cineva din oameni, anume pentru faptul, din cauza că am fost categoric, trebuia totuși să mă țin în frâu sau poate. Poate nu a trebuit așa. Să știi că nu obișnuiesc să-mi pară rău. Nu? Nu obișnuiesc să-mi pară rău. Am doar unele așa momente de mici regrete, da? Că poate am reacționat prea impulsiv sau poate am fost prea categorică, dar sunt doar pe moment și îmi dau seama că dacă acea persoană a plecat de lângă mine, a trebuit să plece. Da. Dar spune-mi, te rog, dar ție ți s-a întâmplat că, ca să fii învinuită de faptul că succesul tău se datorează soțului tău. Știi că eu aud foarte mult asta, de la colegii de breaslă. Uite, asta aud, în față nimeni nu-mi spune, dar pe bine, la spate aud foarte mult. Ți se pare incorrect să ceri ajutor de la soțul tău dacă tot este coleg de breaslă? Adică faceți același lucru sau să primești ajutor de la omul tău drag? Ce e rău în asta? Mie, de fapt, nu mi se pare corect ca cineva să știe mai bine ce faci și cum faci. Da. Să-și bage cineva nasul în exact. Da? Până la urmă, fiecare decide pentru el. Dacă am avut eu norocul să-l întâlnesc pe Marcel, care este un mare muzician și eu cred că este unul dintre cei mai mari muzicieni din țara noastră și asta a demonstrat-o nu odată prin proiectele care le face, am avut marele noroc, iarăși. Cum ți-am zis, nimic nu este întâmplător. Așa a fost să fie. Din dragostea noastră s-a născut Alexandra și atâtea proiecte frumoase, muzicale. Cine știe ce o să mai vedem în viitor, da? Adică eu nu știu, nu aș vrea să mă dau cu părerea foarte mult la acest capitol, doar zic că fiecare să-și caute de cariera lor și de familia lor, pentru că până la urmă
Nimeni nu știe ce se întâmplă cu adevărat în spatele unei uși, uh-huh. Nimeni nu știe ce se întâmplă în spatele unui succes, sau cel puțin bine, tu înțelegi, da, că ești, da, din breaslă, dar oamenii care pur și simplu se dau cu păreri, sau mai, cel mai dureros este atunci când cei din breaslă se dau cu părerea. Da. Pentru că, hai să fim serioși, și cei care vorbesc tot la rândul lor au avut noroc de anumiți oameni în cariera lor. Da, poate diferite, nu știu, circumstanțe, diferite, hai să zic, nu neapărat asta de muzică o om. Deci, da? Ție asta ți-o spun cineva din colegi, așa, zic, care stau în destul față, de bine. Zic încă o dată, în față nimeni nu are curajul. Deci ai auzit că s-au vorbit despre tine. Bine, dar tu crezi în bârfe? Tu crezi că au spus asta? Să știi că... Poate trebuie depus uneori la îndoială niște vorbe care ți spun. Înainte eram așa, a vorbit, după care, iarăși de la Marcela am învățat aceasta, am furat această calitate, să spun, sau preluat această calitate. Întotdeauna de a mai lăsa un loc și de alte interpretări decât cei ce auzi. Pentru că nu întotdeauna cei ce auzi, cei ce nu ți-a spus ție în față, doar cei ce ai auzit, că se vorbește în târg, nu întotdeauna este 100% adevăr. Bine, dar tu ai încercat să clarifici, e adevărat asta sau nu? Uite, tu știi despre persoana, te-ai dus și ai întrebat, spune-mi, te rog, am auzit, uite așa, poți să... E adevărat sau nu? Fiindcă până la urmă, chiar dacă zice nu, dar tu observi că omul acela e cu musca pe căciulă, știi? Deci... Am avut o situație în care am luat telefonul și m-am descărcat și am spus tot, după care iarăși mi-a părut foarte rău, pentru că până la urmă fiecare om are părerea lui și nu sunt eu în drept să-i schimb părerea. Dacă are așa părere despre mine, să o aibă... Bine, și spune-mi, te rog, dar atunci când vă întâlniți la spectacole sau, nu știu, la filmări undeva, știind că despre tine s-a vorbit, acea persoană a vorbit despre tine și tu știind de asta, dar nu nespunându-i ei, cum te simți? Cum tu încerci să nu dai pe față? Sau ce faci? Sau tu eviți persoana aceea, îi dai de înțeles că eu știu ceva? Sau cum? Sau cum o faci tu asta? Deci știi de ce? Te întreb. Să nu crezi că eu aici îmi caută, fiindcă eu, exact ca și tine, normal că am fost în situația de asta nu odată și eu nu pot, dacă eu știu că acea persoană, și mi se aduc argumente că asta e așa, eu nu merg să clarific situația, dar eu cumva rup orice legătură cu acea persoană și chiar dacă o întâlnesc, evit să dau ochi cu ea și nu intru într-o discuții, poate prin faptul ăsta și dau de înțeles că eu știu. Este loc și de această interpretare, cum spui tu, și în unele atitudini ale mele care s-au schimbat față de unii colegi. Încerc să evit, dar să știi că ultimul timp am încercat să fiu într-o acceptare cu tot ce se întâmplă. Și încerc să nu atrag pur și simplu atenția acestor persoane. Pur și simplu încerc să... Bună ziua, la revedere, loc pentru bună ziua, știi, vorba, este pentru fiecare. Da. Și atâta timp cât eu știu care este adevărul și știu cât muncesc zilnic și cât am muncit și până am întâlnit pe Marcel și dacă să ne referim la, la aceast, ceea ce am vorbit anterior. Și cât am muncit în copilăria mea, câte investiții au făcut părinții mei și fiecare pietricică cu pietricică am ajuns unde am ajuns. Da, iarăși, mă repet, am avut norocul, marele noroc, să fiu într-o familie unde muzica bună și de calitate întotdeauna a fost pusă în primul plan și astfel și eu m-am maturizat la acest capitol și întotdeauna încerc să fiu la nivel. Asta am învățat și în Millennium, să fie totul perfect. Apropo, ea povestește totul să fie perfect. Despre Millennium chiar vreau să-mi povestești. Cum ai ajuns tu acolo? Te-au văzut ei, tu ai ajuns la ei, cum a fost? Nu, am participat la un concurs din partea liceului Ion Creangă, la care îmi făceam studiile și la care acum își face Alexandra studiile, ca și tânăr talent. Da. Și acolo am fost observată de domnul Gorgos. Ei, Millennium, au cântat în recital la acel concurs și am primit invitația de a veni în studioul Millennium. Eram încă prea mică, mi s-a zis din start că o să fiu... calitate de tânăr talent care va participa la diferite concursuri, festivaluri. După care au văzut, cred că ceva, domnul Gorgos a observat ceva altceva în mine și am participat peste 3 luni împreună cu Millennium la festivalul Cerbul de Aur. Pe atunci era un festival foarte prestigios, dacă nu greșesc este și acum.
Și ca să vezi acolo, Marcel m-a văzut prima dată și m-a ascultat. Deci, iarăși, așa a fost aranjat destinul. Am înțeles. Uite, pe lângă faptul că Millennium este o școală bună, da, e adevărat. Deci toți care au trecut prin Millennium au avut parte și recunosc de faptul că ei au avut o școală bună. Dar, iarăși, dacă eu sunt tot din domeniu, eu știu și altceva. Eu îl cunosc foarte bine pe domnul Gorgos. Deci acolo e și o disciplină de fier. Deci el este destul de dur, așa, destul de, cum să zic... O armată. El așa ne spunea. Știi cum ești la ruși o vorbă? Zămietine, te-ai scăzat. Deci exact asta am vrut să zic. Eu mi-amintesc toți copiii, fiindcă așa vă vedeam la mine. Dar eram, chiar eram da, copii. Da, toți copiii, da. Era un fel de armată. Deci... Nu știu, ședeam și mă gândeam uneori, păi, dacă eu aveam șansa asta să ajung acolo, eu aș fi rezistat, fiindcă având așa un caracter mai... Și mă gândeam, dar poate asta și este motivul, că mulți încet, încet plecau de acolo, poate nu rezistau acestui ritm, acestui, nu știu cum, regim chiar. Nu este neapărat vorba de regim. Mie îmi plăcea foarte mult, că era activ, da, evident că eram foarte... Era destul de obositor, da, concerte și turnee, mult timp eram plecați, în special a fost o perioadă de glorie pentru Millennium în componența în care făceam și eu parte, da. Împreună cu deja regretatul Benoni Simulescu, foarte, foarte multe concerte, emisiuni TV, deci a fost chiar o perioadă de glorie, zic eu, pentru noi atunci, pentru Millennium, de fapt, și acea componență. Până la urmă am plecat, nu din cauza regimului, am plecat pentru că erau deja mai multe neînțelegeri și pentru mine psihologic deja era destul de greu. Prefer să nu dau foarte multe detalii, pentru am că înțeles. Pentru mine și în continuare și am spus nu odată, o să vorbesc întotdeauna doar de bine, pentru că a fost o perioadă în care eu m-am călit. O perioadă în care eu am înțeles cât de mult trebuie să muncesc și ce înseamnă de fapt viața asta de artist. Câte nopți neadormite și cântat și la minus 20 și cu cântam și la percuție. Deci mâine erau pur și simplu încă puțin și era să rămân fără degete. Erau pur și simplu așa stăteau, nu se mișcau deloc. Și probleme cu vocea am avut, cu corzile vocale, tot din cauza că cântam foarte mult pe alocuri incorrect. Asta e, dar experiența pe care am căpătat acolo și uite, anume capacitatea asta de a, și simțul ăsta de a dezvolta ceva până la perfecțiune. Deci de a face impecabil sau cel puțin aproape de perfecțiune, pentru că nu există perfecțiune, dar fiecare vede în felul său. Acolo am învățat-o. Și cei ce încerc și acum să mențin și să transmit și elevilor mei, exact asta, să nu facă pur și simplu. Să muncească până sunt ei împliniți și lor le place ce aud și ce văd. Pentru că dacă îți place ție, o să placă și celor din jurul tău. Evident că sunt mulți care critică și vorbesc, chiar și atunci când este foarte bine. Și nu neapărat o fac că e rău, dar o fac din invidie, din frustrare, din complexe, din... Spune-mi, te rog, dar tu muzica populară ai început să o cânti atunci când a apărut Marcel? Fiindcă inițial mi se părea că tu totuși ai început cu muzica ușoară. Și dacă e sincer să vorbesc, părerea mea, doar e părerea mea, că eu te-ar vedea mai mult o interpretă de muzică ușoară și timbrul tău și maniera ta și mai puțin de populară. Și uite că, de fapt, mai mult ești muzică populară. Și aici, eu sunt sigură că aici e vorba de Marcel, de faptul că... Dinastia. Dinastia. Și, de fapt, ai posibilitatea, iarăși, hai zice maturile, ai posibilitatea să ai o orchestră de muzică populară lângă tine cu care să exersezi zilnic, cu care să concertezi, iar un interpret de muzică ușoară, din păcate... Greu, da, poate sigur. Să-și facă un band sau să înregistreze vreo piesă neavând da, instrumente și lângă sine. Iată, spune-mi, care a fost dragostea ta totuși până la urmă? Inițial am zâmbit. De ce? Pentru că eu din totdeauna te-am prins. Am avut ceva repulsie față de muzică populară, nu știu de ce. Marcel tot a făcut o șmecherește, așa pot să zic. Îmi dădea piese... muzică ușoară sau muzică populară reinterpretată pe alte bituri, da? Și eu ascultam și zic, ceva interesant, ceva fain. Deja știam de Transbalcanica, proiectul lui, și tot ascultam și zic, Doamne, cum muzică populară, în așa ritm, muzică ușoară, nu înțeleg, muzică populară, muzică ușoară. Și am început eu așa puțin să fredonez prin casă, deja locuiam împreună. Și el a auzit că mi-e smelit, da.
foarte mici, puține, dar da, ieșeau. Și spune, tu știi, mie pare că tu ai potențial. Și eu zic, nu, categoric, nici nu se discută, nu, ce vrei, balcanică, da, putem încerca. Și spune, nu. Stilizat. Da, uite, eu o să-ți dau mai multe piese, tu o să le asculți, o să încerci. Și dacă o să-ți iasă, neapărat o să facem. Pofta vine mâncând, exact așa a fost și la mine. Acum, ca să înțelegi, bine, ascult și muzică ușoară, dar am avut o perioadă în care ascultam doar muzică populară și lăutărie. Atât de mult și mai ales din punct de vedere tehnic, melismele astea care se fac, sunt atât de complicate și eu le ascultam și mă dădeam încă o dată înapoi. Dar cum a făcut? Și încercam și nu mi-eșea și mă enervam. Am avut și din astea când i-am spus, nu mai cânt, gata, nu mai vreau nici muzică ușoară, nici muzică populară. Nu, nu-s bună de nimic. Și el, bine, bine, ok, am înțeles. Mă lăsa o săptămână și apoi eu iar să mă enervam. Cum să nu-mi iasă? N-are cum, dacă sunt perfecționistă, știi? Cum așa? Și uite, așa, dar să știi că Marcel dă impresia de un om foarte calm, așa, foarte, el are timp, el... Are, el, da, dragilui. Are, are, da? Cel puțin eu îl cunosc, să știi că Marcel, noi împreună am învățat la, la conservator, el era cu câteva cursuri mai mici ca mine, dar eu mi-l amintesc încă de atunci și cel puțin aparent, așa, mie îmi spărea întotdeauna foarte calm, foarte reținut, așa, ca și toți frații lui, de și Edgar și... Da, el Vecislav, este... Deci erau, iau așa, cumva... Este, într-adevăr... reținut, calm, dar da, știe și să fie și altfel decât păi, îl am înțeles voi. Explicația, da, uite că eu n-am avut acasă un interpret sau un muzician de muzică ușoară care să, până la urmă, totuși așa să mă ducă spre asta. Nu pot să zic, nu, îmi place la nebunie, îmi place foarte mult. Și în general, uite, vreau chiar la tema asta să vorbim. Mie mi se pare că interpreții de muzică populară și în special interpretele de muzică populară de la noi, din Republica Moldova, foarte mult au schimbat percepția vis-a-vis de cum ar trebui să arate o interpretă de muzică populară. Da? Deci, și eu vreau să zic spre bine. De ce? Îți zic. Fiindcă, înainte, care era percepția? Muzică populară, da, o pincuță, băsma batistă pe cap, deci ei, da, tot tradițional, totul. Păi parcă nu s-a schimbat nimic, tot asta, dar au trecut fetele la pantofi. Cam puține cu batiste și fac coafuri, un machiaj. Mișcarea scenică, eu mi-amintesc de ce pe timpuri, da, interpretele noastre de muzică populară, decât așa, da, 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 atât, da, da, așa, stânga-dreapta. Și acum o interpretă de muzică populară poate să fie mult mai abilă așa și volubilă, da, sau cum să zic. Deci ea poate să se miște mult mai liber și chiar nu-și face griji că stă în ei sau în catrință, că e bine sau e rău. Și prin faptul ăsta voi ați adus foarte mult tineret în muzica populară, da? Fiindcă tinerii cumva, când îți amintești timpul acela, da, da, da? Tinerii întotdeauna erau mai aproape de muzică ușoară. Sigur. Și foarte puțin de muzică populară, da? Și cazul meu de altfel. E, da, și nu doar în oraș, chiar și la sate, întotdeauna interpreți de muzică ușoară erau mai solicitați ca cei de populară. Și lucrurile acum s-au inversat și mie mi se pare și datorită faptului că s-a schimbat abordarea anume artiștilor de muzică populară. Și aici spun anume de fete. Anume de fete. Bine, băieții tot, dar mai puțin. Dar uite, fetele, pentru prima dată am văzut asta la Adriana Ochișanu, da? Pe care o țin minte în 2003 sau 2004, când a fost la emisiunea mea Vedete cu Șorți și când a cântat, nu mai țin minte ce piesă în emisiunea aceea și uite, iată așa, așa, și țin minte când regizoarea, doamna Svetlana, spune, Adriana, măi, noi suntem la emisiune de culinară, de divertisment. E vreo două mișcări mai multe, mai mult, așa, da, da. Și pe parcurs, parcă mi s-a părut că tot ea a fost cea care a dat tonul. Asta și știi? După ea, deja am văzut pe mai mulți, dar nimai zicând de tinerile interprete de muzică populară, deci ele sunt, gata, ele sunt complet altele, deci și... Nu știu cum să zic, dar mie mi se pare interpretele noastre de muzică populară anume de Republica Moldova. La capitolul ăsta stau mai bine chiar și ca interpretele de muzică populară din România. Deci, aspectul. Sunt foarte multe interprete de muzică populară din România care arată extraordinar. După mine, asta, așa și trebuie să fie. Dacă vrei ca muzica populară să dăi noi, da, ca să ajungă și la celelalte generații, trebuie un pic să întorci spre ei, să fii mai aproape de ei, și să fii mai înțelegi de ei, da, da? Da, deci da, de valorile care sunt acum. Mai ales că atunci când un interpret apare fie în scenă, fie la TV, este mai întâi de toate perceput ca imagine, exact, mai ales o femeie. Și atunci, da, dacă imaginea îi place și dacă este cumva, a, stai, uite, uite, uite ce colier are, da, uite ce cercei, da, uite ce fustă, ce costum, da, 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 popular și așa poate să arate. Deci,
Într-adevăr, îți dau dreptate, dar să știi că eu personal, dacă tot ai zis de Adriana, eu foarte mult o iubesc ca și om, ca și interpretă și chiar pot să zic că este un exemplu și foarte multe sfaturi ce ține de aparițiile mele ca și interpretă de muzică populară apelez la ea, pentru că ea este într-adevăr o doamnă cu un gust rafinat. Aveam așa întrebare, te-ai inspirat cumva de la Adriana? Și uite tu cum i-ai confirmat. Da, mai ales că vă văd și deseori și în poze, adică ai avut de la cine... Ea este într-un fel mentorul tău, da? Ea este, la foarte multe interprete, și tu nu mulți recunosc. Dar eu cred că atunci când cineva este bun și te poți inspira și lua, de ce să nu recunoști? Da. Pentru că alții, la rândul, tineretul care vine, care acum 13-14, poate peste câțiva ani de la mine o să se inspire sau de la altcineva. Deci este absolut firesc ca noi să luăm exemplu de la cei care sunt mai buni ca noi și să încercăm să facem și noi ceva frumos. Uite, eu te văd foarte activ online. Foarte activă. Eu la capitolul ăsta gafez, da? Fiindcă, mă rog, și altă generație, normal. Dar întrebarea mea era, te ajută asta în cariera ta? Sau tu, de fapt, asta o faci că îți place? Cred că mă ajută. Ai și un cred că interes. Mă ajută, pentru că încerc să răspund la comentarii, încerc că... Prin intermediul internetului am început și am prins la curaj să postez diferite cover-uri de orice gen muzical. Uh-huh. Astfel, poate mulți care nu mă știau, au aflat. Încerc să susțin și producătorii noștri, deci mai fac și careva publicitate, dar foarte, foarte puțină și doar barter, pentru că nu am timp pentru asta și pentru că mi se pare că eu totuși trebuie să fac muzică și să mă axez pe cei ce ține de muzică. Primesc și sfaturi multe, primesc și comentarii răutăcioase, mai intru și în ceartă cu unii. Dar eu chiar am vrut să te întreb că nu prea am văzut la tine comentarii proaste și mă gândeam ce faci, le ștergi sau chiar ai eu urmăritori foarte buni. Am început să dau replică la toți. Da? Mai, au mai apărut, da. În special dar nu e mai simplu, ai luat, l-ai blocat și... Foarte mult, foarte mulți oameni din România comentează. Câteodată foarte urât. Și eu înainte eram așa, gen, dar bărbați, și bărbați așa, mai în vârstă, deci ar trebui să vină cu un sfat frumos, nu cu jignire, nu cu... Și atunci să vezi cum eu l-am făcut și... Eu cred că ai zis vorba de altceva. Cunoscător de tencuială și de... Unul mi-a scris că nu te strâmba prea tare că scade tencuială. Da, în român, apropo, și da. Cred că peste 60, nu vreau să dau greș, dar am văzut că era. Și nu era fake, era profil adevărat. Și știi ce a răspuns? Ce? Am spus că am niște prieteni care fac reparare, renovare în casă și au nevoie de meșteri. Care se pricep la tencuială. Și am spus, iată, prin sfatul dumneavoastră am înțeles că este un cunoscător, un meșter bun. Nu mi-a mai răspuns nimic înapoi. Dar eu știi, atunci când primesc, iată, astfel de comentarii urâte, proaste, imediat vreau să reacționez, dar ultimul timp, în general nu reacționez. În general mă țin așa în frâu și zic, probabil nu are rost să intru în polemică, este vorba ce nu răscoli, că mai tare pute, știi? Exact. Și atunci zic, n-are rost. Sunt comentarii care pur și simplu și eu le evit sau chiar blochez când văd că întrec orice limită. Da, atunci și simt merită. Dar de ăștia care chiar mă amuză, știi? Primesc așa, știu, o doză de, hai să vedem, să-ți dau eu replică. Tu știi de ten cu ea, hai că-ți arată eu chestia mai bine. Clar. Hai să, uite, eu vreau să te întreb pe tine ceva. Am avut așa o întrebare și oameni și întotdeauna mi-a fost interesant. Noi avem, atunci când vorbim de orchestră de muzică populară, prima care îți vine în cap este Lăutari. Așa-i? A doua care îți vine în cap sunt frații Advahov. Și numărul 3, uite aici întrebarea mea. Cum v-a reușit să ieșiți în evidență? Fiindcă acum toți vorbesc deja de orchestra... Fluieraș, condusă de frații Ștefăneț. Cum v-a reușit, fiindcă mai avem orchestre și e foarte greu să ieși în evidență și să te poziționezi, iată, pe cele trei, cum să zic, locuri de frunte, da? Cum a fost asta? Nu e deloc simplu, vreau să zic. Știu că și la voi, în breasla voastră, de muzică populară, nu e chiar așa... De tu frumos știi și bine, bine că, da, știu, da. Poate uneori chiar e mai ceva ca la ăștia de muzică vreau ușoară. De-aia zic, cum? Ce tu, prin tupeu, prin coate? Sau totuși ați găsit o altă vreau cale? Să-ți spun că, să nu pierd ideea, da? Atunci când am
început mai mult, da, să fiu între interpreții de muzică populară, da. Am înțeles că în muzica populară, de fapt, este mult mai grav. Concurența e mare de tot, așa? Noi suntem mimimi, știi cum? Da. Mimimișchi. Serios, deci așa. Atâta și falsitate și, da, nu vreau să mă dau tare mult la aceasta, da, pentru da, că da. Toți vorbesc despre asta și asta o să fie cumva, încă una se dă mare da. Și tare. Nu, vreau pur și simplu să zic că este o luptă destul de crâncenă. pentru și, piedestal. Da, pentru, așa. Pentru aceste locuri. Eu nu cred că sunt aptă să vorbesc despre cine și ce poziție are. Eu da. Iubesc foarte mult pe frații Ștefănet și pe orchestra Floiraș și cumva nu o să fie corect acum să zic nu eu. Nu vei fi obiectivă, nu da? O să fie obiectivă. Ei pentru mine sunt cei mai buni. Și bine, dar cum ai reușit pas cu pas? Care a fost? Tudor, ai fost alături de Marcel. Cum le-a reușit să ajungă, uite, așa foarte vizibil, solicitați? Ce a fost? Clar că muncă, multă muncă, dar noi trăim în alte timpuri, da? Probabil eu așa vreau să cred că s-a lucrat foarte mult și cu toate rețelele astea, da, de socializare, da? Deci s-au folosit și de aceste momente, da? S-a pus această muzică un pic altfel. Da. Iată, eu credeam că tu asta vei spune, că, fiindcă ei au început-o cu Transbalcanica. Deci muzică populară, dar altfel de muzică ei populară. Au început interpretată în 99, altfel. Dacă nu greșesc, acum nu vreau da. Să dau ceva greșit, dar Orchestra Fraților Ștefăneți a apărut atunci așa în vizor, da. În 99 sau 2000. Da, eu mi-am deci amintesc. Atunci au făcut foarte, foarte multe colaborări cu interpreți și de la noi și de peste Prut. Apoi, ulterior, Marcel, el este cel care a creat proiectul timp de 5 ani, Transbalcanica, și a mers în România. Acum, de ce nu a mers? O să zică el că eu nu vreau să mă dau cu foarte multe... Eu știu de desubturile, dar mai bine o să-ți povestească el. Dar mi s-a părut că e vorba de pandemie, fiindcă mie mi se pare că voi erați porniți deja în România și că încolo s-au fost mai multe... Tare. Cred că așa a fost să fie. Cine știe ce o să... Poate se... Și face un rebranding și mai fain, știi? Și știi ce mi s-a părut mie? Deoarece totuși e vorba de, iarăși, eu așa consider că poate e orchestra așa foarte tânără, mie mi se pare că s-a ales un marketing foarte corect. Deci s-a pus așa pe, nu pur și simplu noi cântăm că suntem buni și noi suntem buni, dar eu ca și de bun și sunt bun și nimeni nu mă vede și eu am să cânt, eu am să demonstrez. Nu. Deci mie mi se pare că voi ați găsit o cale foarte actuală. De a găsi producători, da? De a găsi oameni care să vă susțină, da? Totodată, iarăși, ziceam, da, da, da. Totul era, fiecare pas era gândit, marketingul pus la... Să știi că eu cred că asta îi caracterizează pe ei. Așa e? Și pot să zic că bine că... Deci, îl cunosc mai bine pe, dar totuși cu picioarele pe pământ. Îl cunosc mai bine așa? Pe Marcel da. Și o să zic ceea ce văd la el. El niciodată nu vrea cuiva ceva să demonstreze. El știe foarte bine... ce este înzestrat. El știe foarte bine că este tatăl Gheorghe care îl sună și ce mai veți nou, ce mai face, deci cumva trebuie să fie mereu mâna pe puls ținută, știi? Și totdeauna cu idei și este și o responsabilitate față de o dinastie de peste 100 de ani și cumva, iarăși mă repet, și poate nu o să fiu obiectivă, dar eu îi văd foarte cuminți și educați, poate prea cuminți și educați pentru societatea noastră și nu toții nu sunt genul de oameni care o să se bage vreodată la vreo emisiune sau zică, dar de ce eu nu cânt, că eu trebuie să fiu numărul unu, n-am văzut și n-am auzit niciodată asta. Câte bârfe n-au fost scoase despre ei, chiar și de colegii de breasă, întotdeauna s-au abținut de la comentarii și eu cred că asta este bine, pentru că mai întâi de toate un muzician trebuie să cânte și prin ceea ce prezintă în scenă este adevărata lui valoare. Așa e. Dincolo de vorbe, bârfe, noi toți suntem buni la comentat, știi? Și acum, dacă să stăm, discutăm multe despre toți, dar eu cred că fiecare trebuie să își vadă de el și de ce e ce face. Dacă lui convine așa, asta bine, e. Și acum Orchestra Fluieraș, da? A fraților Ștefăneți. A fraților Ștefăneți, îmi cer scuze. Este deja pe lângă Palatul, pe lângă Moldova Concert. Este da? De mai mulți ani, încă era pe atunci regretatul director, domnul Goga, Valentin Goga. Valentin Goga, da. Da, să știi că la insistența lui eu am venit ca și solistă. Eu ziceam, nu mă văd solistă la orchestră și el a zis, nu, tu ești foarte talentată și pot să cânt și asta.
Și el, de fapt, a fost dumnealui, hai că să, din păcate, a plecat mult prea devreme, dar dumnealui și împreună cu Moldova Concert au susținut frații Ștefăneț și au contribuit la venirea lor ca și conducători și dirijori al lor. Eu mă bucur foarte mult că nu fiecare are așa posibilitate să activeze în cadrul Moldova Concert. Norocul și... Și nu doar. Și... Eu totuși cred că fiecare are locul lui și fiecare are momentul lui de glorie, da? Și momentul când o să se întâmple așa, când nu... deci se întâmplă atunci când nu te aștepți. Exact așa a venit și propunerea domnului, regretatului domnului Valentin, de a veni la conducere. Exact așa a apărut și proiectul lui Marcel Transbalcanica, exact așa m-am apucat eu și de muzică populară, deci toate lucrurile se întâmplă spontan. Pur și simplu trebuie să... Firesc să nu forțezi lucrurile. Uh-huh. Toate se întâmplă... Tu crezi în destin, da? Da. Despre faptul că, pe lângă activitatea concertistică, care, din păcate, hai să recunoaștem, este foarte puțină în ultimul timp, pe stop și nu se știe, bine, am zis iarăși, undeva vă invidiez faptul că sunteți totuși pe lângă Moldova Concert și acele puține spectacole care se fac la Palatul Național, voi aveți parte de ele, mai rău de noi care nu avem treabă cu Moldova Concert și măcar atâta, dar recunoaștem că situația acum a interpreților este foarte și foarte șubredă și grea și nu știm când revenim. Voi cântați la nunți și tu cânți la nunți. Din câte eu știu, tu pare să și moderezi nunțele, da? De ce? Pentru ce? Spune-mi, te rog. Pentru că este la fel o reîntâlnire cu publicul drag. Suntem solicitați de oamenii care... Dar cum o spunem sincer, îți place să moderezi nunți? Să moderezi nu, să cânt, da. Să cânt. Deci te-am întrebat, fiindcă eu sunt cu pricina. No. Deci mie îmi place să cânt la nunți, dar și... mulți mă solicită să moderez, dar mie nu-mi place. I-am zis lui Marcel, te rog frumos, dacă oamenii vor tu să moderezi, eu zic, eu înțeleg, dar eu nu vreau. Așa. Bine, hai să-ți spun așa, înainte acceptam toate evenimentele care veneau, da, bine, ok, facem. Acum mă întâlnesc cu Miri sau cel puțin am o convorbire telefonică sau prin intermediul rețelelor de socializare și dacă simt eu că e bine, merg. Dacă nu, vin doar cu programul, pentru că eu cred că, o să zic poate prea tare acum, dar cred că pot să-mi permit acum să aleg puțin evenimentele la care eu chiar vreau să mă dedic trup și suflet. Pentru că atunci când moderezi, ești ca un wedding planner, da? De alergi, du-te la bucătărie, du-te la mire, du-te la mireasă, du-te la naș, du-te la socri, du-te la DJ, du-te la orchestră. Deci îndeplinești, bine, că sunt și nunți care au un organizator. Asta vreau să zic, de ce nu apelează atunci tinerii la wedding planner? Eu sunt așa ca și persoană, deci mie îmi place să fie totul, să... Chiar dacă mi-a zis, nu, eu să verific dacă așa e într-adevăr, știi? Dacă într-adevăr sarmale o să fie în 20 de minute sau mai mult. Pentru că asta e, face parte din mine și din caracterul meu și recunosc că asta e și minusul. Dar eu sunt sigură că n-are cum să nu fie sigur că ai avut și situații de conflict. Da, sigur. Așa e. Am avut că și am fost și numită, numai n-a început nunta și am fost numită la nordul Moldovei și acum termin. Și nu ți-a tot dat are plină, ai spus gata până aici, a fost numai. I-am dat microfonul și i-am dat microfonul socrului, mare socrului, mare dacă nu greșesc chiar așa, și am zis până acum a fost. Bine, rău, ok. Eu mi-am strâns geanta, costumul și am plecat. Vă dau microfonul, nu-mi trebuie un leu să-mi dați. Dacă eu sunt o prezentatoare de rahat, atunci faceți dumneavoastră, dacă puteți mai bine. Și el a zis, nu, păi zic, dar cum? Mă numiți și după asta vreți ca eu să vă zâmbesc, să vă zic, vai, ce socri frumoși și bravo avem. Eu înțeleg că cine plătește acela arvănește, dar când se întrece... Dar asta nu înseamnă cât e umilește. Când se întrece o oarecare limită și barieră, avem și noi cumva o coloană vertebrală și avem și noi o mândrie peste care, mai ales când vorbește un domn față de o doamnă, mi se pare... Uite, ce ține de nuntă, invitatul meu precedent a fost Bogdan Dascăl, care e jurnalist, dar și moderează nunți de foarte mult timp. Și el, apropo, la capitolul ăsta mi-a spus că a avut odată un conflict la nuntă, după care acel conflict, el atât de mult l-a schimbat, el și-a schimbat complet atitudinea. Și a făcut o schemă după care merge și nu deviază de la ea și doar așa și nici de cum. Vreți? Da. Altfel nu. Și de atunci lucrurile au pornit altfel. La tine, după acel conflict,
S-a schimbat ceva? Eu tot am rămas, cred, în oameni. Așa suntem în femeile toate. Tot am rămas, degeaba. Cred, că tot, exact. Toți oamenii sunt așa, pe aceeași greble, așa? Da, greblăm, cum zicea altă colegă, Geta Voinovan. Greblăm. Doar pur și simplu spun, am încercat să intru, înainte de a spune da, da, încerc cumva să intru într-un contact cu ei ca să înțeleg dacă va merge sau nu, sau dacă ne înțelegem da, sau da, nu. Da, da, da. Bine, vă știi, dacă tot rămânem la... capitolul tot la ăsta, la nuntă. S-a întâmplat, de exemplu, se întâmplă uneori, dar ți s-a întâmplat și cum ai reacționat când vine cineva și spune să cânți o cântec și tu-l cânți. Dar nu, eu nu dar cânt. Dar nu vrei să-l cânți, dar, eu nu dar cânt. Trebuie. Nu, nu cânți, serios. Nu, am câteva piese care, care am spus categoric nu. Deci nu, dacă e dumneavoastră vreți piesa asta... Miresei sau mirelui sau... În primul rând, hai să zic altceva, nu, în orchestra noastră, așa, atunci când mergem într-o componență mai amplă, mai deplină, suntem mai mulți soliști. Mm-hmm. Cumva încercăm să ne descurcăm. Am înțeles. Dar dacă vine concret și îmi spune mie, pasiez. Îi zic, ori vă cântă celălalt solist, dar dacă vreți eu nu cânt această piesă. Am 3 sau 4, cred, dar sunt în listă. Nu, nu, nu. Nu. Eu odată m-am luat la ceartă cu niște, păi, uite, niște vărnicei care... Tu dacă acum ai voi cifera care și le-ai spune care, lumea nu ar mai cere. Spune-i, Cornel, și spune-i, pe astea nu le cânt. Spune care. Spune, Cornel, și asta, și trebuie știe la nunt să vină. Măcar una, spune-mi la ureche ca să știu. Da, la ureche, pe secretul simul sfetul, da? Eu sunt curioasă pentru mine. Spune măcar, nu, asta nu intră, nu știu, spune-mi la ureche. La ureche. Dar nu, spune-mi, că nu spune. Ah, tu, eu vreau să spun că eu tot sunt de părere. Exact. Dar cu ai tu? Nu, pe urmă. Eu nu cred. Nu, tu ce? Eu nu-ți cred. Nu, după. Când o să aflați care, o să râdeți. Bă, nici nu știu. De fapt, acum nu, nici nu mai am merceriu nimeni. Să cânt că eu nu... Apropo, tu cânti toată noaptea, așa e? Asta e diferența. Fiindcă eu, da, atunci dar, când merg cu program... La evenimente cânt mai mult muzică ușoară și doar câteva piese populare care le-am eu. Exact. Este alt solist de muzică, aha, populară sau solistă sau solist care cântă muzică populară. Am eu mai totuși la evenimente merg pe ceea ce mă face să mă simt eu ca peștele în apă, muzică ușoară. Da, eu acum stau și mă gândesc că dacă aș fi pus în situația să cânt o noapte întreagă, adică practic tot evenimentul, atunci vrei, nu vrei, cam ajungi și la piesa care spui tu, că da, arcieriu. Acum, e foarte fain că este DJ. Da. Și da, DJ-ii pun toate piesele. Toate întrebările la DJ. Da. Da. Bine. Uite, acum trecem la partea materială. Eu, de fapt, nu-mi place când spun când mie mi se pun astfel de întrebări despre bani, de ce eu tineam să întreb un pic altfel. Dacă ai putea să faci în calcul, așa, în procente, procentual, da? Fiindcă voi investiți, voi foarte mult investiți în muzică. Așa, asta se știe și se vede, de fapt. Câte din procentele astea se pierd și câte se câștigă dacă ai lua? Uite, 100% baci, cât scoți? Greu. La capitolul cifre stau foarte prost din școală. Matematică. Nu mi-a plăcut niciodată matematică, chimia, fizică. Cât ai avut la BAC? Dar n-am avut... Nu? Mm-mm. De ce? Da, și trebuie. Parcă mie mi se părea făcut că de generația ta au făcut bacul, nu? Colegii de muzică, Ștefaneagă. A, și acolo nu era bacul? Era bacul. A, era bacul. Dar nu era matematică. Nu era matematică. Aha, ok, bine. Lăsăm matematica la o parte. Știi că am făcut un interviu, dar tu ai văzut cu Lenuța Gheorghiță? Da, la colegii ne-am dus acolo și el a absolvit cândva. Da, el acum e renovat, nici nu recunosc coridoarele colegiului. Și Lenuța zice, da, e enorm. Uite, chimie, au chestii. Pentru ce la muzicanți oameni buni? Și eu zic, dar de ce nu? Noi... Pentru o cultură generală, exact, pentru cunoștințe nu generale, nu strică, lasă-ți. Da, 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 da. Deci, noi despre scandalurile cu colegii, de fapt, am vorbit, așa e un pic. Eu nu știu, eu recunosc că eu nu știu în ce scandaluri ai fost implicată tu sau ce scandaluri ai avut tu cu colegii tăi, habar nu am, dar am văzut niște postări la tine pe pagina ta când tu ai scris așa foarte... subtil, dar ai dat de înțeles că te-a supărat acea lume, că ai avut încredere în acea lume, că ai rămas dezamăgit, da? Până la urmă. Deci, întrebarea mea, de fapt, era alta. Crezi că această situație ne ajută să curățim așa lista de prieteni, da? Da? La capitolul ăsta...
N-a rămas, lista de n-a rămas Marcel unic cu prieteni? Am norocul să am prieteni și să știi că cele mai bune prietene nu sunt din domeniu și sunt câteva pe deget. La o mână, cred că. Bine, la ambele mi-ajunge. În primul rând este mămica mea, este Marcel, tăticul, evident, deja, Sânduța și încă câteva fete dragi mie cu care am trecut prin diferite situații și am înțeles că în domeniu este foarte greu să ții la cineva, pentru că tu poți să o faci cu sufletul deschis, dar odată și odată se întâlnesc, știi, concurența, da. Că asta a făcut așa, dar asta n-a făcut așa, dar am făcut așa, aha, dar de-asta fac și eu ca să... Bravo, Cornelia, ești înțeleaptă, adică nu te-ai cumătrit tare sau ai reușit să te cumătrești? Să știi că aici am avut mare noroc de Marcel și de anturajul în care m-am dezvoltat de la 20 de ani, pentru că am avut întotdeauna practic oameni mai în vârstă decât mine și am văzut din greșelile lor și din experiențele lor și eu, ca o fată scorpion, pe locuri așa, știu eu ce să iau pentru mine și ce experiențe să le iau ca și învățătură. Și, deși, evident că cu toate acestea, am trecut și eu prin multe greble și situații neplăcute pentru mine. Greblăm mai departe. Greblăm, da. Pentru că până nu treci și tu printr-o situație neplăcută, din păcate, nu te înveți nimic. Da. Hai să trecem acum, știi, la lucruri mai frumoase. Despre scandaluri nu mai vorbim. Deci să trecem la Alexandra. Oh. Da. Da, normal. La Alexandra, spune-mi, te rog, iată... Văzând-o în mai multe interviuri, da? Ultimul timp, eu m-am dat seama că ai de-a face cu o persoană, cum să zic așa, să fie mai bune. Deci, bine, ea, vreau să spun că așa înțeleg că ea deja îți arată caracterul, da? Din prima așa? Zi. Din prima zi de când apărut. Cum îi faci față? Spune-mi, te rog. Foarte greu, îți dai seama, leu. Da. Scorpion și tata, geamăn. Și el vine și așa, știi, face o balansare între noi, noi două. Acum mai bine, dar am avut vreo 3 ani, când avea Sânduța vreo 4-5 ani, fiecare dimineață începea cu scandal și în primul rând de la haine. Cu asta vreau să mă îmbrac, cu asta nu vreau să mă îmbrac. Eu ca și o mamă protectoare, grijulie, să nu răcească, să te îmbraci bine, să fii și frumos, să asortiezi culorile. Tu ești fata cui? Da, să nu fie dungi cu flori, cu carouri. Ca nu ca diferit. Și ea, nu că eu vreau cu rochia asta. Și, Doamne, câte certuri am avut. Și venea Marcel și spune, iară vă, da, o să fie o dimineață în care voi ca prietenile o să trăiți, dar nu o să vă sfădiți. Ei, și-a trecut un an, doi, Sânduța deja și selectează singurică hainele, acum are uniforma la școală, acum încercăm să mergem la unele compromisuri, merge și ea la compromisuri, merg și eu. Asta este generația, este o generație foarte dezvoltată și foarte deșteaptă și să știi că uneori le spune atât de corect, clar și ferm, că eu rămân fără replică. Îi dai dreptate. Da, pentru că înțeleg că ea așa formulează, așa își formulează gândul, că eu pur și simplu zic, da, are dreptate copilul ăsta. Adică, reieșind din ce și spui tu nu ești o mamă așa autoritară, adică nu ești așa, am spus și gata, pun numai, adică ce înseamnă asta? Tu să mă bine, depinde conduci? Depinde de situație. Noi încercăm totuși foarte mult să comunicăm și eu cu ea, de când a apărut pe lume și în viața noastră, totdeauna am discutat cu ea, i-am explicat. Deja când a început și ea să vorbească, îi explicam, întreba de ce, de ce, de ce și eu de fiecare dată îi răspundeam la fiecare de ce și Marcel s-a uitat și îmi zice, unde, Doamne, atâta răbdare? Eu zic, dacă n-a să explic eu cine? Cine o să explice? Trebuie să cunoască și așa, și așa. M-a întrebat, dar de ce copacul este verde, dar de ce copacul este galben, dar de ce aici e cafeniu de acolo, e albastru și de fiecare dată trebuie să dau și să-l opresc. Și probabil asta foarte mult a ajutat la legătura, la această legătură puternică care este între noi și ea fiecare seară vrea ca eu să mă pun lângă ea și să stau așa înainte ca să adorm. Îi pune capul pe pieptul meu și stă și adorme în veac așa. Dacă nu sunt eu, doarme foarte greu. Este o legătură foarte frumoasă și
sincer, câteodată chiar, nu că mă ia groază, dar luând în considerare timpurile în care trăim, mi-este foarte, foarte greu să-mi imaginez viața noastră fără ea. Deci este ca un soare și este și un copil atât de deștept și atât de talentat, nu pentru că este a nostru, dar chiar este diferită de ceilalți și suntem norocoși să fie ea copilul nostru. Uite, Nata Albo îmi spunea în interviu că e corect să-ți ceri scuze de la copil. Tu o faci asta? Sunt de acord. Sunt de acord și chiar cred că copilul trebuie să știe și să-și ceară scuze atunci când a greșit. Deci, prin exemplul nostru, el înțelege. Dacă a greșit, trebuie să-și ceară scuze. Și să adică înțeleagă o faci asta, de ce... da? Da, îi explic dacă am greșit cu ceva sau dacă i-am promis și din anumite considerente nu pot să îndeplinesc promisiunea sau, nu știu, diferit, acum noi... nu-mi vine nimic am așa. Am înțeles, dar noi suntem un pic altă generație de părinți, da? Și noi, într-un fel, tratăm copiii la egal și noi, iată, când te-am întrebat, eram convinsă că ai spus sigur că îmi cer scuze, fiindcă este altă generație și nu știu cum e altfel. Dar părinții tăi, iată mama ta, ea își cerea scuze de la tine în adolescență sau când erai mic. Nu, așa e. Nu, n-a fost obiceiul ăsta, așa e. Dar asta nu înseamnă că ai crescut mai puțin educată sau mai puțin o iubești pe mama, nu? Nu, categoric nu. Să știi că... Dar n-ai supărat pe mama. Mă prind la ideea că nu știi cum este mai bine, cum am fost noi educați sau cum educam noi copiii. Cel puțin eu mă prind la această idee, pentru că eu până în ziua de azi, chiar dacă sunt bine deja femeie, măritată, cu copil, cu soț, cu familie, cu carieră, atunci când fac ceva, întotdeauna mă gândesc să nu-i dezamăgesc, pentru că sunt unicul copil, pentru că ei mi-au dat viață, au investit atât de mult în mine și nu mă refer aici la bani, nu, mă refer la sănătate, timp și au, poate, mămica mea, de exemplu, a sacrificat studiile superioare ca să pot să fac eu canto. Pentru că Ticu a zis, eu pe ambele nu vă pot, n-am de unde să investesc. Ori merge Cornelia la canto și mergem la concursuri sau faci tu universitate. Și atunci mica a cedat și a făcut universitate la 30, la 40 de ani. A dat bacul, a mers la universitate. Deci foarte multe sacrificii s-au făcut ca să ajung cine sunt astăzi. Și atunci de fiecare dată când fac ceva, mă gândesc la ei. Nu ți se pare că suntem părinți prea permisivi? Iată generația asta. Probabil. Da? Probabil de asta și la 7 ani, Alexandra, câteodată când o spune, înțeleg că tot e vina mea. Așa e. Dar totodată este foarte greu să încerci o alt fel de educație atâta timp cât copilul merge la școală, vede poate un alt comportament. Deci fiecare dimineață eu merg cu sânduța la școală, părinții vin, aduc copiii. Poate vede un alt comportament și atunci poate să-ți dea și replica, dar de ce acolo așa e, dar la mine nu e așa. Evident că trebuie să ai argumente forte ca să-l faci să înțeleagă că părinții cei așa au decis, noi așa facem. Așa. Este o temă foarte, foarte, da, foarte complicată. Eu cred că noi vom vedea a fost bine sau nu. Roadele. Atunci când vor deveni mături și atunci cred că vor vedea ce vor decide ei cu copiii lor. Să așa meargă este, pe ideea noastră sau poate totuși pe ideea bunicilor, știi? Vedem roadele, exact. Da. Spune-mi, te rog, tu de la un timp încoace faci și lecții de canto, ești profesor de canto. De ce ai început să o faci asta? Din cauza că nu ți era trist, s-a început COVID-ul sau poate chiar din necesitate materială, de ce nu? Fiindcă asta totuși lecțiile de canto costă, ele nu sunt ieftine. Am început să fac cu mult înainte de pandemie, tot pentru că veneau părinții sau mă contactau sau în studio unde făceam noi repetiții, mă vedeau pe coridor și da, dumneavoastră, canto nu predați. Uite, a venit un copil, a venit a doilea, a venit a treilea și din puținul timp care îl găseam, încercam să fiu și o profesoară bună de canto. Apoi a venit pandemia peste noi și... Știi foarte bine că toți artiștii au rămas fără muncă și familia, casa, copilul nu te întreabă mergi la lucru sau nu. Sunt unele necesități care trebuie îndeplinite și pentru care porți responsabilitate. Și atunci a venit propunerea să fiu profesoară cu acte în regulă, conducător muzical în afara orașului, la o casă de cultură la casa de cultură din Orhei. Am acceptat, fac naveta Chișinău-Orhei. Și acum? Și acum. Adică, practic, tu ai pornit asta din necesitate, dar
Bine, îți place? Spune. Da, foarte mult. Îți place? Foarte mult. Ai răbdare? Da. Să stai cu un copil așa 45 de minute? O oră și ceva. Îmi place foarte mult, știi de ce? Pentru că când aud rezultate, pentru mine asta este ca o adrenalină. Sunt copii mici sau mai mari? De toate vârstele. Am cel mai mic elev este de 10 ani. Uh-huh. La Orhei este și o trupă de copii foarte talentați. Nu că sunt ai mei, dar chiar sunt talentați. La ultimul concert au cântat Eminescu. Eu îi ascultam, filmam și plângeam. Nu vinea crede că undeva este și o părticică din munca care am depus-o cu ei. Uite, aici aș fi vrut cu tine să vorbesc. Foarte mulți colegi de-a noștri, da? Interprete în special, în această pandemie, uite, s-au reprofilat, da, și au început să profeseze, să fie profesori de canto. Practic toate au făcut asta din necesitate, da? Le place, nu le place, practic toate îmi zic că le place. Vreau să le cred că le place. Eu așa și nu am îndrăznit să o fac asta. Dar spune-mi, te rog, iată, de pe cealaltă parte, cum se vede? Tu, copiii care vin, ei chiar își doresc asta sau așa își dorește părintele? Și care sunt, de fapt, cerințele părinților față de tine? Ei vor ca copilul lor să-și dezvolte abilitățile vocale sau ei își vor să-și vadă odrasla pe scenă la televizor? Și iată, pentru mine asta chiar, fiindcă știi cum, pe mine poate m-au oprit și multe lucruri, că poate ei au niște așteptări, eu o dau la Aura, păi Aura cred că o să mă ducă la televiziune, o să mă ducă la concursuri, pe la festivaluri și poate pe urmă și zice, ei gata, nu mă mai duc, că nu mi-a dus-o, ea face cu ea pur și simplu lecție, păi eu lecție și v-am promis, eu nu v-am promis... Eu am avut să fiu producătorul ei, da? Ai avut, da. Și ne-am despărțit. Pentru că le-am explicat. Eu, din ceea ce am învățat eu de la profesoara mea, care m-a reînvățat, pot să zic, să cânt la 19 ani, uh-huh. Doamna Irina Morari de la Bălți, o profesoară extraordinară de canto. Da. Ceea ce am învățat de la ea, încerc să transmit mai departe. Și atunci când rezultatele se aud după câteva lecții, cred că este și... efortul meu și al copiilor și al părinților care găsesc timp să-i aducă la canto, să-i aștepte, pentru că asta oricum necesită un program împărțit așa pe bucăți, uh-huh. Copilul în afară de canto mai face, am o fetiță care face balet, fotbal, canto, ce mai face? Stai să-mi duc aminte, pictură. Bravo. Și este scorpion ca și mine, născută cu o zi, deci are 10 ani, uh-huh. Este pe 3 noiembrie este născută ambițuos. Și o văd. O văd mica Cornelie, eu așa zic, parcă ești, mă văd, în tine mă văd pe mine cum da. Eram eu în copilărie, vreau să fac de toate și toate să le fac bine. Uh-huh. Eu din start le zic părinților, veniți la o consultație, la o ascultare, să văd dacă stabilim un contact, pentru că a face lecții de canto nu înseamnă, pur și simplu, mima, mama, mă urmează o oră, două, trei ori pe săptămână, eu să petrec cu acel copil sau cu acel adolescent, da, și dacă este o conexiune și feedback-ul o să apară și o să fie și rezultate, dar dacă vine doar de atât că vine la Cornelia Ștefăneț... Emisiunea încă nu s-a sfârșit. Mi-e pare bine că noi am stat așa la tăclale, ca între vieții cum și mi-am dorit eu. Eu așa și nu te văd relaxată de tot. Da, Uite pernuță. Așa nu-i bun. Pune și tu picior peste picior și stai așa un pic mai relaxat. Eticheta spune că când ești în rochie nu trebuie să stai picior peste picior. Dar eu sunt pantaloni. Eu sunt pantaloni. Așa spune eticheta. Să știi că înseamnă că de grabă nu vin eu în rochie. Eu iubesc să stau picior peste picior. Eu așa mă simt mai bine, mai relaxat. Eu înainte tot așa stăteam. Da? Acum am înțeles deja? Ce prefer pantalonii. Deci ziceam că încă nu, interviul nostru nu se sfârșește, mai avem o rubrică nouă, iată acum din sezonul 2. Astea surprizele, da? Astea surprizele. Dar cum, ai crezut că așa, foarte lejer, va trece? Eu știam că... Nu, un pic o să-ți spuneam noi, dar nu tare. Deci rubrica se numește Întrebarea roșie. Uh-huh. Ești gata? Cred că da. Avem 5 răspunsuri și sper să avem 5 răspunsuri? Avem 5 întrebări. Am vrut să zic că avem 5 întrebări și sper la 5 răspunsuri. Uh-huh. Da. Am voie să nu răspund dacă cumva? Dacă cumva... Da, uite că mi-amintești producătoarea. Avem și o condiție, da. De ce sper la 5 răspunsuri? Că doar dacă dai răspuns la toate 5, primești cadou de la partenerul nostru. Care-i cadou? Ei! Care-i cadou? Să-ți arăt? Hai că ți-l arăt. Da, eu cred că trebuie cazul să știi pentru deci geantă... ce te bate. Și geanta asta nu modernă. E goală. E foarte frumoasă fain. Și nu e goală, mai este, uite, ți arăt doar. Răspuns?
să vă întrebări. Știi, este o vorbă la ruși, tăcaia că rovă să mă mânuja. Eu mă duc cu, cu torba acasă, că vine Paștele și nu o să-mi strice. Dacă ceva conținutul iei tu, dar torba mea, dai mie. Nu dai nimic. Trebuie să răspunzi la toate cinci, înțelegi? Ok, hai. Hai să vedem. Știi cum mi-aș ști că n-ai pregătit misiunea cu geta voi, Noval? Nu, n-am. Ea spune, stai să mă uit ce pot să-ți dau ție. Și scoate, zici, ia casa, pot să-ți dau, știi? Uite niște paie îți dau, știi? Hai să vedem. Eu da. Sper că... Ești gata. O să fac. Hai. Deci, prima întrebare. Prin 2018, în cadrul unui interviu, tu ai declarat, eu te citesc. Noi suntem genul de persoane care nu pune accentul pe ce spune lumea, ce scrie în acte, dar pe ceea ce simțim. Atunci când l-am întâlnit pe Marcel, am înțeles că el este persoana cu care mi-aș fi dorit să-mi petrec toată viața. Marcel este de firea lui o persoană romantică. Îi place să cucerească și să facă persoana de lângă el să se simte iubită. Acum urmează întrebarea roșie. Da-da-da-da. Așa sună. Crezi că într-o căsnicie cu diferența de vârstă, da? La un moment dat se șterge vizibil diferența? Eu cred că da, pentru că atunci când ești zi de zi alături de o persoană, cunoști sau îl înțelegi dintr-o privire, și în societatea asta se vede, este o înțelegere, este o armonie, au trecut perioada asta în care caracterele se cizelează, și de fapt pot să zic că foarte multă lume spune că între noi nu se vede diferență. Eu de fapt știi despre și... eu de ce am întrebat da. Vizibil? Eu aveam în vedere chiar aspectul. Aspectul fizic. Exact, aspectul fizic. Da. Fiindcă mie mi se pare, așa eu am observat dintr-o parte, că cel care este mai mic de vârstă încearcă să poată, cel puțin așa, să fie mai clasic cumva, da? Să pară un pic mai matur, iar cel care este mai mare de vârstă, invers, el încearcă să poarte așa și haine și să pară așa mai și tunsor și la capitolul haine casual, da? Ca să apropie mai aproape de celălalt partener care este mai mic. E adevărat? Eu cred că atunci când doi oameni se înțeleg bine, se iubesc, există armonie, asta se vede și vizibil, asta se percepe și la aspect, și la, aspect, da? Și la înțelegere între parteneri. Și ceea ce vede publicul, foarte multă lume spune că Marcel arată foarte bine. El face sport. Da. Noi avem un regim de alimentație sănătos, mâncăm foarte, foarte puține panificații, dulci, practic. Bine, dulci nu mai mănâncă și el și sânduța. Am spus că unul, asta e ereditar, pofta de dulce de la tata s-a luat. Întrebarea a doua. Într-un interviu oferit de tine prin 2013 spuneai: ne plac foarte mult copiii și ne dorim poate chiar în viitorul apropiat. Marcel își dorește 3, iar eu 2. Prima să fie fetiță, frumoasă, deșteaptă și talentată ca părinții. Ca mama, eu mai bine am spus acolo. Nu, ca părinții. Ca părinții? Da, ai fost bravo. Da. 2013, 10 ani, la tăi 20 de ani ai spus-o bine. Acum urmează întrebarea roșie. Cât este de corect să-i pui unei femei întrebarea când urmează următor copil? Am răspuns de atâtea ori în privat la aceste întrebări și la o fetiță, era destul de tinerică, chiar i-am zis, această întrebare poate este pusă fără niciun scop, da? Dar nu, tu nu știi ce stă în spatele, de ce femeia nu are copii sau de ce are doar unul. Poate a avut pierderi, poate nu se simte bine de punct de vedere a sănătății. Deci mi se pare total lipsit de empatie, respect, educație, să pui așa întrebare, pentru că sunt foarte multe cauze care duc la faptul ca o familie să nu aibă copii și nu neapărat faptul că nu-și doresc, da? Deci poate să fie din punct de vedere a sănătății și atunci creezi acele persoane care îi dai întrebare, creezi niște emoții negative de care nu are nevoie și așa viața asta e tristă și dură cu unii și atunci când mai vii cu așa întrebare sau da când a doilea, da când, da când băiat, am impresia că oamenii nu au alte teme de discuție decât știi s-au agățat de întrebarea asta. Corine, și dar poate omul cu bine te-a întrebat. Sunt oameni dorești, care dau întrebarea ok, cu bine, dar de cele mai multe ori știi cum, ce vrem e afară? Aha, bun. Dar când a doilea copil? Aha. Dar de ce rochia asta? Aha. Deci mi se pare că lipsite de inspirație. Deci pur și simplu hai să vorbim despre ceva. Hai să vorbim, da? Nu despre asta. Pentru că nu știi ce stă în spatele acelei persoane și de ce a făcut-o să aibă un copil sau să nu aibă copii sau nu știu.
Sunt foarte mulți factori. Eu vreau să spun că această calitate chiar pe noi ne reprezintă poporul nostru. Am observat peste hotare străinii, între ei că se întâlnesc, ei niciodată nu vorbesc la teme intime sau despre familie sau categorie. Religie, copii, despre bani, despre familie. Nu. Deci ei discută așa, știi, lucruri mondene, ce se întâmplă, cum e timpul afară, ce se mai întâmplă prin lume. La noi și cel mai interesant că o astfel de întrebare poate să-ți o pună poate cineva din familie, din apropiați, dar când își permite și un om absolut străin așa, exact. Verde în ochi, da? Da, eu cred că aici totuși ține și de educație. Și ți-am mai zis, și empatie și respect, pentru că nu știi ce, poate a avut o pierdere, poate și eu chiar cunosc cazuri când, a fost însărcinată, Doamne ferește, din păcate, a pierdut și toți, dar unii copil, l-ascunzi, cum să vorbești așa? Pentru că nu știi care este adevărul și dacă omul o să consideră să zică care este adevărul, o să zică, dacă nu, scutește-l de așa întrebări, că nu-i plăcute deloc. Ok, deci următoarea întrebare. Într-un interviu acordat de tine prin vara lui 2021, deci nu de mult, recent, ai spus: în pandemie ne-am pus întrebarea de a emigra. Ne-am spus, așa e? Încă o dată. Ne-am pus, ai spus. Ok, hai încă o dată. Iar mai este pentru teaser, am înțeles. Nu cred că nu era întrebarea roșie și drept și serioasă. Iura, eu am înțeles cine la noi cu butonul roșu. Las că-ți fac eu ție. Da, la colț acolo, știi, cu mocru. Director de imagine. Las că. Mă lăvuresc eu cu tine, directorașul nostru. Deci, buzele scăpate. Într-un interviu acordat de tine prin vara lui 2021, ai spus: în pandemie ne-am pus întrebarea de a emigra. Ne dorim schimbări bune, atât pentru noi, cât și pentru Alexandra. Ce va fi în țara noastră, va fi. Și cred că doar asta ne va spune mai bine cum va arăta viața noastră. Suntem la un moment de cotitură și nu știu cât de gata am fi să renunțăm la cariera construită cu atâta greu. Acum urmează întrebarea roșie. Doar cariera te oprește să emigrezi? Sau și părinții? Părinții. Da. Și apropo, în perioada asta grea, ai avut tentația să-ți faci bagajele și să pleci? Stau în bagaj jos până acum. Da. Cu strictul necesar. Asta este situația, ți-am mai zis, trăim într-o incertitudine. A fost discuții foarte serioase și cu părinții și cu să fie toate documentele în ordine. Deocamdată suntem aici. Dar știi la ce pleci? Nu. Adică așa? Bine, avem peste hotare și prieteni și cu mătrii, dar îți dai seama, trebuie să lași totul aici, cei ce ai agonisit, pentru care ai muncit și să pleci undeva. Dar nu o să pleci să cânti deodată, nu? Sau o să cânti, dar nu o să fie asta sursa de venit principală. Dar ce te faci acum să te gândești la asta? Acest război? Da. Aha. Bagajul acest război, da. Dar au fost discuții destul de serioase și cu părinții și cu Marcel. Deci Marcel, de fapt, a fost inițiatorul acelor discuții, la care mămica mea a zis că ea nu pleacă. Părinții lui Marcel la fel, sunt în vârstă și destul de complicat. Nu știu dacă... Acum, evident, atunci când ești, nu ai de ales, când, Doamne ferește, auzi, nu te mai gândești la nimic, da? Dar la moment, părinții au zis că nu, mămica, tăticul meu, de fapt, lucrează peste hotare, dar mămica mea a zis că ea nu pleacă. Și nu-mi imaginez viața fără... Această afirmație ai făcut-o când era în pandemie, deci nu era război, atunci tot ai vrut să pleci. Atunci a fost tot inițiativa din partea lui Marcel, pentru că, din punct de vedere muzical... pentru a ne dezvolta cumva mai mult, să fim înțeleși, pentru că uneori, chiar de multe ori discut cu Marcel și câteodată când mai văd impactul unor postări sau... Da. Acum toată viața e construită în internet. Și câteodată auzi unele piese și unele... Și când vezi ce impact are și câte distribuiri și vizualizări și
De multe ori am spus, noi ceva nu facem corect, ori noi nu facem unde trebuie, ori ceva nu facem cum trebuie. Uh-huh. Și și acest capitol la fel, pentru că simți că faci multe, faci pentru un produs, muncești foarte mult și foarte minuțios, să fie totul bine și are un impact așa și așa. Și alții au făcut ori, au dat lovitura fără tare să stea mult pe gânduri, da, și are un impact nebun. Și atunci îți dai seama cumva și valorile, din punct de vedere muzical, la publicul nostru s-a schimbat, parcă, nu știu, a devenit mai, consumă mai mult muzica asta, mai simplă, mai ritmuri mai ușoare. Și atunci când faci muzică de calitate și ai crescut făcând muzică de calitate și ascultând muzică de calitate, cumva nu-ți permiți să cânti orice. Și atâta timp cât suntem tineri și nici nu știi, poate undeva peste hotare este o stea norocoasă pentru noi. Și Marcel îmi spune, atâta timp cât suntem tineri, trebuie să încercăm. Eu vreau să spun că la acest capitol am vorbit și cu Bogdan Dascăl. El are un pic altă părere, dar eu îți dau ție dreptate, fiindcă eu consider că noi trebuie să educăm publicul ce ține de muzică, da? Noi trebuie să educăm publicul să aibă un gust muzical rafinat și bun și corect. Eu înțeleg că totul e economie de piață, dar nu avem dreptul și apoi de unde apar toate iată? Pentru că sunt emisiuni care promovează, pentru că este internetul, da, care este, da, platforma, da, tuturor. Și trebuie să ne asumăm, să nu promovăm așa, da, ceva. Ori nu, bine, aici chiar cred că pur și simplu alegi. Ori faci tot asta și ești cumva pus într-o oală cu toți, ori faci altceva și ești apreciat de mai puțini, sau emigrezi și te duci undeva unde cineva o să te... Unde poți face astfel de, da, muzică, iarăși, da? Și te duci undeva să iei de la zero, da, ok, peste hotare sunt foarte mulți moldoveni, da, din diaspora, dar nu se știe dacă moldovenii ce nu ascultă tot muzica asta. Exact. Adică aici chiar e... Dacă... Nu știu, mie mi s-a părut că din ceea ce ai spus tu rezultă că voi probabil dacă și ați fi plecat în România, nu? Da, da, sigur, pentru că, da, în primul rând este o țară mare, o țară care întotdeauna, bine, și acolo se promovează și alte, uh-huh, valori, dar muzica de calitate întotdeauna a fost pusă cumva așa pe piedestal și a fost la mare căutare și știi foarte bine că mulți basarabeni s-au bucurat de succes anume prin acest fapt, că au făcut calitativ ceva diferit, ceva unic și frumos. Iarăși, nu se știe ce, uh-huh, o să fie. Acum așteptăm și noi să treacă. Știi ce am mai văzut să vedem ce o să facem? În acea afirmație care ai făcut-o atunci, am observat aici un lucru. Tu ai spus că ne dorim schimbări bune atât pentru noi cât și pentru Alexandra. Iată, aici am o întrebare la tine, fiindcă despre asta vorbeam cu Nata în emisiune. Și eu i-am dat ei dreptate că eu la fel gândesc, dar uite, văd că tu crezi că se merită ca părinții să facă sacrificii pentru viitorul copiilor. Tăticul meu, la un moment dat, a făcut acest sacrificiu, ca să putem noi avea aici mai multe. El a plecat să facă un ban, a, da, rămas acasă cu, da, mama, dar păi să, da, să emigreze cu familia. De atunci a venit doar foarte, foarte puțin acasă, deci el este mai mult peste și ocupare. Și tu consideri că e bine așa? Nu știu să-ți răspund la întrebare, știi de ce? Pentru că eu tot nu am un răspuns clar. Pe de o parte este bine pentru că cu toții ne dorim pentru copii o societate calmă, pozitivă, zâmbitoare, nu o societate în care se claxonează la tot pasul, în care copiii se numesc. Eu ieri am asistat la o conversație în fața liceului. Copii de 11-12, uh-huh, mi se ofileau urechile și îmi dau seama că poți să educi copilul foarte, foarte corect și să-i impui și să-i arăți, prin exemplu tău, valori frumoase, dar până la urmă el trăiește în această societate. Influențat din mine. Influențat, fără ca să-ți dorești tu asta, de cei din jur, de colegi, de prieteni, de același om pe stradă care merge, da? Și atunci, evident că văzând toate astea dintr-o parte, îți dorești altceva pentru copilul tău. Nu știu dacă asta vor aprecia ulterior copiii. Anume faptul că unii, uh-huh, părinți chiar au emigrat de dragul copiilor. Nu știu dacă peste ani copiii vor prețui asta. Dar iarăși, poate în străinătate poți să-ți creezi un viitor mai frumos și mai bun. De ce nu? Niciodată nu se știe. Sunt oameni care chiar au construit și business-uri acolo și au luat foarte mulți moldoveni. Noi avem cazurile noastre, au luat foarte, uh-huh, mulți moldoveni și au creat și pentru alți conaționali locuri de muncă care
ulterior își permit și o vacanță mai sofisticată. Da, dar așa, până la urmă, nimeni sunt... de la bine nu pleacă. Exact, așa exemple sunt foarte puține. În mare parte totuși au fost sacrificii, da? Așa cred. Da. Bine. Următoarea întrebare. În cadrul unei campanii sociale în care tu ai participat prin 2018, era un citat care m-a inspirat mult. Indiferent de vârstă, etnie, ocupație sau statut social, noi cu toții ne dorim să fim sănătoși. Sănătatea mamei înseamnă și sănătatea familiei. Îndemn toți bărbații să aibă grijă de soțiile lor, să le încurajeze să meargă la doctor. Acum urmează întrebarea roșie. I-ai reproșat vreodată mamei că ești singurul copil în familie? Și, în general, a avut relația voastră mamă-fică momente de cotitură? Nu am mai zis asta nicăieri. Mămica mea a avut un copil, un copilaș, și l-a pierdut. Da, a avut o pierdere la 5 luni de sarcină și urma să nu fiu singură. Dar așa s-a întâmplat că a pierdut copilul la... Era un băiețel și, da, a pierdut. Trebuia să mai am un frățior, dar așa cred că a fost să fie. După care mămica mi-a avut probleme foarte mari de sănătate și tăticul. Eu mai mult eram pe la vecini, pe la rude, deci a fost chiar o perioadă foarte complicată și nici nu am avut vreodată curajul sau obrăznicia să-i spun de ce sunt singură, pentru că eu deja eram cam de vârsta Alexandrei și nu înțelegeam foarte bine, dar vedeam că mămica nu este bine și stătea foarte mult în spital, tratamente, deci... Da, a fost foarte dureros și încă o dată mă convinc că pe cât de puternică este femeia, pe atât de slabă este, la unele momente a sănătății este foarte slab organismul și dacă nu acordă la timp, la timpul potrivit, nu acordă anume pentru un screening, pentru analize, la urma urmei, generale, pentru că dacă este ceva, o analiză generală sau, bine, mai dezvoltată de sânge, îți arată dacă ceva nu este în regulă. Și am și foarte multe cazuri acum în anturajul meu, care femei care se luptă cu boli incurabile, tot pentru că nu au apelat la timp la doctor. Exact. Și asta este chiar nu că un sfat, dar este un îndemn să aveți grijă de voi, pentru că dacă veți fi voi bine, o să fie și familia și copiii și soții de alături și părinții voștri. Deci dacă o să fie femeia, pentru că femeia dă naștere altor vieți. Și atâta timp cât de noi depinde viitorul, trebuie să avem grijă la timp de noi. În anul 2016 ai fost întrebată despre banii din familie și cadourile scumpe la care răspunsul tău a fost: încercăm să ne oferim cadourile pe care ni le dorim. Iar eu simt plăcere din orice lucru simplu, dar curat și frumos. O discuție prietenoasă, o cină gustoasă, o plimbare cu fetița, o călătorie pe furiș. Și acum urmează întrebarea roșie. În ce perioadă a vieții te-ai simțit bine cu starea financiară pe care o aveai? Da? Și da, cine la voi e contabil în familie? Marcel. Aha. Pentru că dacă n-ar fi contabilitatea adusă de el... Tu ai cheltuit. Mie mereu ceva îmi trebuie și Alexandra mereu ceva îi trebuie. Alexandra a luat calitatea asta. Păi așa, mergem, măcar ceva să cumpărăm. Mama, măcar ceva. Să duci... Primul lucru care îl vede, da, asta spate, zic, pentru ce ți-a să trebuie? Dar măcar ceva să cumpărăm. Exact așa și eu, dacă într-un magazin de bijuterii, măcar ceva să cumpăr, măcar un inel, măcar un... Așa că la ce zic, că dacă într-un magazin de bijuterii, măcar un inel. Dar nu, că nu sunt din astea. A, nu din altul. Nu, eu foarte repede mă pexesc. Și un ineluș, așa micuț, micuț, așa cu un diamant, micuț, micuț, așa am văzut. Da, nu. Nu, am bijuterie. Am bijuterii cu pietre prețioase, dar nu le port, îmi plac astea așa mai. Le schimb mai des și nu mă plictisesc de cei ce văd în oglindă. Ce e ce ține de contabilitate, ți-am zis? Da. Perioada în care mă simțeam bine, ne simțeam bine, înainte de pandemie. Reușisem să încheiem toate datoriile cu casa. Da, și erați pe val. Și eram cumva... Și erați pe val, aveam avut și niște concerte. Da, și aveam... Se pornise, da, într-adevăr, așa, da, știu. Și a venit pandemia și a zis, mai puneți poftă în cură. Dar știi cum e vorba aceea? După o perioadă neagră vine neapărat perioada albă. După ploaie vine soare. Așa că eu îți urez ca să, Doamne, la să revin în acea perioadă, să-ți poți permite mai multe lucruri Ne dorim frumoase. Cu toții asta. În primul rând să fim sănătoși. Pentru că dacă o să fim sănătoși, o să putem munci. Dacă o să avem posibilitatea să muncim, o să putem să plecăm și într-o călătorie spontană, ceea ce spuneam, pentru că noi cu Marcel
am învățat o lecție la zilele de naștere să fugim. Da. Într-o mini-vacanță și mini-vacanță și chiar este foarte util și plăcut atunci când mai vezi și locuri noi. Timp pentru asta tare greu găsești atunci când ești prins în lucru. Ai răspuns foarte, foarte bine și la toate cinci, așa că cadou este meritat, bine meritat. Tu te duci cadou, dar eu mă duc cu un interviu bun. Da, mulțumesc ție pentru invitație, deci, și pentru cadou. Și acest cadou este de la partenerul emisiunii noastre. Mulțumesc. Fabrica Nani, producător de parchet și uși din lemn natural, producător autohton. Așa că eu ți-am spus încă la început, știi că înainte de Paști lumea mai face cumpărături, chestii, voi te gândești, poate aveți nevoie de ceva. Voi apropo stați la sol sau la bloc? La sol, da. La sol? Bine, înseamnă că la voi deja e frumos, v-am florit că... Da, nu avem copaci, nu avem flori, avem doar verdeață și tui, copăcei. Știi, eu sunt săgetător, nu sunt scorpion, dar tare mult ne asemănăm. Mie tot îmi place iarbă, da, tufi și fără asta. Da, îți dai seama când îți mai găsesc timp pentru asta. Eu când vin de la lecție, nu știu de ce mă apuc, spălat, calcat, strâns prin casă, unde să mai fac florile, nu? Cornelia, eu îți mulțumesc mult pentru această discuție, așa lejeră, frumoasă. Cu siguranță o să avem și comentarii frumoase. Știzer o să iei fain. A, tu de-am știi. Da. Nu. Eu cu ei turmă mă clarific, eu le dau. Mulțumesc ție pentru invitație și pentru întrebări. Nu a fost nimic pipărat. A fost chiar o discuție foarte plăcută pentru mine. Și... Sper că am fost destul de corecți vis-a-vis de tine și în general. Eu îți urez succese, mulțumesc. Neapărat, să-ți crească fata mare, să vă bucurați pentru succesele ei și să ne întâlnim nu doar la interviuri, la concerte. Iar vă dăm iar noi, echipa Unica Media, da, din care fac parte, vă dăm întâlnire săptămâna viitoare, un nou invitat, aici, la partenerul nostru, Nani. Noi am filmat de timp, emisiunea noastră de fapt este astăzi sâmbătă, da? Acum e sâmbătă, mâine avem florile. Poate ai și tu un mesaj de felicitare pentru cei care ne privesc, încă suntem în perioada sărbătorilor pascale. Și ție și la întreaga echipă și toți cei care ne urmăresc, să avem cu toții, cred că asta ne dorim acum cel mai mult, pace și sănătate. Să ne întâlnim cu bine, cu dispoziție, la mese frumoase, cu cei dragi, sănătoși și alături. Sărbători luminate și să fim mai fericiți cu toții de sărbători. Mulțumesc mult! Da. Iar voi like, share, subscribe, deci deja toate cele care trebuie să fie neapărat, da? Da. Mulțumesc foarte mult! Da? Paște, nu Paște, încă nu e Paște, gata. Până acolo, până la scrab. Mersi mult! Până la scrab, iar scrab! Până la scrab! Am spus-o scrab, să știi, dar a spus-o scrab, ai privit interviul cu Nata? Scrab, ai spus, dar voi pun like, share, scrub și da, ei spune Aura, subscribe. Dar eu când am văzut râs, eu am zis scrub, tu îți dai seama? Nani, lemn natural în fiecare detaliu.